is our mission is to search out and discover the best new talent in the world and expose it to a bigger audience. We're the biggest live competition in the world, yes. Asta este hotelul unde vor sta toate formatele participante la concursul mondial G-Bob internațional mâine pe data de 12 decembrie și suntem foarte neliniștiți, așteptăm cu toții cu manere, nerăbdare formația Millennium, care deja trebuia la ora 6 să aterizeze. Situația începe să se încoldeze. America and Australia and then the Far East as well will happen probably in the new year. The thing I really like with you, Millennium, is you have a really good communication. Everybody's going back and forth and looking at each other, supporting each other. I think that's really good because you share good energy and you give us, the audience, also a lot of energy. I think it's good to see so many musicians together. Just keep up and... Well done. Мы никогда не согласимся с тем, что наш конкурент будет нас раскручивать. Никогда в жизни это нигде не приветствуется, никогда это не делается. Дайте нейтрального звукорежиссера, который будет раскручивать всех. If you we're gonna hear from one band good sound and another band terrible sound, what do you think I will do? Eu trebuie să fac ce, eu trebuie, nu stăr, eu mă scol la tabla de mixaj. Noi lăsăm sunetul deschis, nici eu, nici tu nu se așează nimic, că e reglat cu carul, dar nu se așează nimic. Și băieții cântă pe sunetul care este. Sunteți de acord? Lasă fie așa, deci, stai puțin, voi nu știți ce înseamnă concurs. La Cerbul de Aur nu-ți permite nimeni absolut să te bagi în car și la tabla de mixaj, că tu ești concurent. Voi mă considerați, stai, vă considerați, stai. Nici efect nimic, nici efect nimic, două concursuri. Ce? Păi stop și stup, concurența a fost. Stai mult neapă, noi acum despre ce vorbim? Stop și stup au cântat în recital. Noi acum ce vorbim? Noi vorbim de concurs. Tu ai spus că nu se vede. Eu mă stau de la tabla de mixat. Hey, we have only one thing to do, is to have a live show today, and the most important thing to me today is to make 2-hour television program connect, and nobody fucks it up. If somebody wants to fuck it up, they can go now, and they can get the money back, and they can go. Și oprește aripă, iar ochii ne spită în cer.
Hai, lasă-mă răbit de cer, să-mi vadă vântul val în fer. Fie ce-ar fi chiar fix sub soare, fie că lumea ce trăim în noaptea asta va dispare, așa cum numai noi o știm. Pe tot exact cum lumea duce, cel mai viteaz muritor, să știi că-mi va tot pe voi duce, jure totul trecător. În capul iernii dăm una târzie și din grămezi de frunze stric, fără de tine casa mi-e pustie, fără de tine în plac mi-e fric. Oh, cry, you are mine, if you go I lose the meaning of life. Cry for me, get angry, stop for me, I won't get. If you go I will die, please be mine. Oh, that Millennium is the number one tonight. Considerat că Millennium a ocupat locul întâi. These kids rock! And my goal is to challenge all these bands who's been playing tonight and all the rock bands of Moldova to come with me to the orphanages to have some concerts and do some fun for these kids, because there's so little that we need to do to enjoy them very much. And I'm a puppet. And these guys are my special friends. They are from the orphanage in Orhei. Yes. And it's my dream that these three guys will one day be a rock and roll band. So they are the G-Bob mascots tonight. And this guy, he's a small composer. He's singing new tunes all the time. For next year of G-Bob, I have an interesting idea. It's to make a competition next to the to the London competition. It's to have the best band who can make the best creative performance together with the handicapped kids. Where to get them going? Now my knees go weak, babe. I can't see straight now. It's hard to speak. I can feel it behind me, creeping in inside me. I was dead to the moment in the army. Nu întrebește la bădiceni, la casa cei de copii cu handicap. Și așa, dragii mei, finalul G-Bobului 2006, formația Millennium a ieșit învingătoare. După schimb așa un chinciu alergătură cu vizele, am reușit într-un sfârșit să ne deschidem vizele spre Londra. Dar între această dimineață frumoasă, de fapt, am pornit într-un alt turneu. Turneul formației Millennium începe astăzi spre orfelinatele Moldovei. Noi mergem la bădiceni să facem un concert în fața copiilor, să le aducem un zâmbet, să-i facem să zâmbească astăzi și asta cred că e foarte bine pentru noi. Da, e deja un început pentru noi, în drumul spre Anglia, spre România din tâi, pe urmă Anglia, pe urmă iarăși România și azi voi pune un început al micului nostru turneu. Din păcate, puțini sunt izolați. Poate chiar de tot, fiindcă nu au ocazia să discute, să stea la, nu știu, chiar și la un restaurant undeva să stea, să odihnească. Și noi din suflet facem asta, fiindcă știm cum se simt ei. Ei oricum în suflet simt durerea asta. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Spuneți, mă rog, unde e casa asta pentru bătrâni? Pentru aici, care cu handicap. Ah,
E după sat încolo. Da, după sat. Mulțumim. Unde mergi? La casa acolo? Da. Tu trăiești acolo? Da. What's your name? Vasa. Vasa. Vasa? Da. Vasile. Vasile? Da. Nice name. А вы верующие люди? А вы знаете про Бога? Славьте Бога. Что, славьте Бога? Да. Знаем. А он Господь? А? А он с кем там? Да, ты жди. Да. Господь. Славьте Бога, да? Да. Славьте без напения, славьте, славьте линии все твоей. Cum suntem la Bădiceni, ce e asta? Internat? Internat sau da, spital? Da, da. Internat. Așteptăm să ne dea voi înăuntru. La capătul pământului suntem. Într-o parte izolați de lume. Se iau fiori. These beautiful young people behind me here. Și toți acești băieți tineri și frumoși sunt tot din Chișinău. It's the famous group Millennium from Chișinău. Sunt cei mai vestite trupe din Chișinău care se numește Millennium. Auzit? Auzit? Din constelația noastră asta pentru prima dată când la noi la internat a fost așa manifestare. Sperăm să ne distrăm pe cât noi, așa și voi. Nu este interzis absolut nimic. Dacă vreți să dansați, ieșiți încoace și dansați. Cântați, țăpăiți, nu este nicio problemă. Cântați cu noi împreună astăzi? Singuratică și mare sărbătoare astăzi a fost, ei s-au simțit ca niciodată de relaxat, vesel, voioși, cred că o să le rămâie în memorie pentru mare parte de timp, da, pentru mulți ani înainte. Concert au fost dubii, de fapt, dubii de ce o să vedem acolo și ce o să ne aștepte acolo. Făceam cum griji, totuși aveam emoții, nu știam cu ce o să dăm ochii. Iată, noi care suntem de pe loc, nu știm, idei n-aveam care sunt condițiile acestor oameni. Ați parcurs un drum lung și ați venit la... noi suntem aici toți ca o familie, spunem așa, în familia noastră și ne s-a dus așa o mare bucurie
și să vă dea Domnul mult sănătate și noroc și succes mai departe și să mai faceți bine pământ. Stare clion! Stare clion, stare clion, stare clion, stocit va clon, priglașaia noastră ziua-mi la pragul cul. Ачиво, 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 от того, что ты идешь по переулку. Ачиво, ачиво, ачиво. După concert a fost cu totul altfel de sentimente, fiindcă am fost bucuroși că am plecat în acest mic turneu prin Moldova. Și a fost nespus de bucuroși că am adus atâta bucurie la acești copii, la acești maturi. Au și un suflet mai mare decât oamenii normali, fiindcă ei tot timpul o să-ți spună ceea ce gândesc, ceea ce simt. Da, niciodată nu o să spună, să spună direct așa și în ochii lor se vedea doar sinceritate și bucurie. Ачиво, ачиво, ачиво-то хорошо, а того, что кто-то близко улыбнулся. Very good. Place tare muzică. Osma, faceți vizită în satul nostru Bădiceni. Ați vă întâlnim cu foarte bine. Și mă bucuroși de voi. Să mai veniți copiii tare și sunt bucuroși de voi. Tot ce le bune. Ачиво, ачиво, ачиво гармон поет, а того, что кто-то любит гармонию. Браво! Could you make some noise again for the Gentesha crew? Come on, all right, Australia! G'day, g'day! From all corners of this globe, we're called Deja Groove, representing loud and proud from Melbourne City, Australia. So feel the energy, feel the vibration. It's the Renegade Reggae, yeah. Here we go, Jabba, give us some beats, brother. Here we go again, we got the play of the day. Brace yourself for the Renegade Reggae, aka the Groove Day Jar's the name. Come over with the rescue creation. And the percussion has got me rushing. No doubt I've had an hard time, no discussion. Beats that are coming through your speakers, you're jumping. Running from the heat seeker, six string eruption. Take a step back, reload my bat strap. What a show gonna explode when I attack with me. Watch your way, the sound straight out of Melbourne town. Fall around, those who to keep pumping it down. Jumping around, the crowd's been coming around. Something I'm in the room right now for the Renegade Reggae. Renegade Reggae. Renegade Reggae. Renegade Reggae. Renegade Reggae. It's the Renegade Reggae. Acum eu vreau să vă întreb ce veți face voi în România, care este programul vostru de acolo? Cred că și o să concertăm, dar și repetiția o să facem. Pentru că mai avem de învățat câteva piese cu Johnny Logan, pe care o să-l acompaniem în seara de Revelion.
Și aveam și turneul cu Ionuț Sinulescu. Da, iarăși cu Pavel Stratan iarăși trebuie să facem câteva repetiții la București, neapărat, și Londra. Ceva arăt unde a pus Moș Crăciun torbele Moldovei. Austria, Thailand, Norvegia. Și uitați-vă cine stă în Norvegia, este Moldova. Iată pachetele este, le-a pregătit Moș Crăciun pentru formația Millennium. Le vedeți? Chiar eu le-am pus toate cadourile. Dar asta este o Millennium! Millennium! Uitați-vă, Sud Africa, Ucraina, Canada, Danemarca, Italia, astea sunt toți cei care vor participa astăzi la, care vor veni astăzi pentru ziua de mâine la finala mondială. And that's Hopek. And after that you will see the Broken Hearted from Canada, Wales, Ukraine, South Africa, Scotland, Moldova, United States, Russia, Norway, Australia, Thailand, England. Toată lumea asta sunt concurenții formației Millennium, uitați-vă la ei. De mult și de diferiți. Hey, my dude! You are winning band from this year and your country. Yeah, in Mexico. In Mexico. You're on the weather faction. You're telling the weather motion. You're on fight for our faction. You're fight for the destruction. Turn yourself from me up there. What you see is what you are. What you are is what you get. We will play like classic rock, you know, like melodic. Vintage. Yeah, yeah. Like looking for a style of like Led Zeppelin, Rolling Stones. You met a boy, you met a girl. Doesn't matter if you're there. The only thing that matters here, I made up in your place. Why you feeling for tonight? Why you feeling? Why you feeling for tonight? Why you feeling? Why you feeling for tonight? Why you feeling? Come on, come on, what here now? Hey, come on, Australia, hey! Up! Come on up, man! I wanna hear you, come on! Electrical, when I say electrical. Yeah, I think that is a great opportunity to make this contest. Great experience. We enjoy it a lot. And very good opportunity. Yeah. We want the world. We want the world. Japanese band, congratulations and welcome. How we feel? Happy. Happy. Okay. For tomorrow. Very exciting. Very exciting. What kind of rock we play?
classic, pop, folk, alternative. All rock. All rock. 60s, 70s. Hey, she! Hey, kid! Got time! Yeah, but I got a night! Hey, she! Hey, kid! Got time! Yeah, but I got a night! Росписна. Скажите, какую музыку вы играете? Черт-то что, честно. Чтобы альтернативный рок просто. С женским вокалом, да, и женскими барабанами. С женскими барабанами. Такими есть. Шалые руки без головы зависли. Потрібно різати і плакати. Співай мені, співай мені. Андрій, чаю кафе? Чаю кафе? Ну, матча, скажи. 3 мільйони часів. Допустим, 3 мільйони часів. Suntem în dimineața zilei de 12 decembrie, chiar ajunul competiției, băieții au venit ieri foarte târziu la hotel, foarte obosit. Hey, South Africa, good luck! Hey! Bun venit la Londra la toată lumea! Și vreau să vă întreb cum vă simțiți, băieți? Cum este aici? Foarte bine. Very good. Very bine. Foarte good. Cum v-a trecut zborul? Bine. Zborul cum v-a trecut? Extraordinar. Foarte bine. Deci Olga a fost prima dată în avion. Noi toți am fost. Toți absolut. Deci decolarea a fost cu... Da. Da, turbulență tot drumul, a fost foarte interesant, a fost... Dar noi le-am depășit, le-am depășit eroic. Da. Trebuia atunci să ne filmat ce eroi tăți era. Dimineața, puțin la masa de dimineață, v-ați văzut așa cu ochi concurenței, cineva chiar s-a apropiat să-ți ceară un șampun de spălat capul, să ne împrumutați. A fost o experiență palpitantă. Dacă așa se face banul, economie, înțelegi? Noi am vrut să-i dăm, dar avem și noi unul la toți. Sunteți mulți. Că acela e 72% naturalne mâlă. Super lung. Apropo, bine, cum vă simțiți, Amderică? I-ați văzut ce imaginație v-ați făcut sau ce impresie v-ați făcut? Imaginație și impresie ne vom face acuș la soundcheck, fiindcă ei arată cum arată sau fac ce fac sau mănâncă cum mănâncă, dar au venit aici, au venit aici să cânte și să vedem cum cântă. Să vedeți cum cântă. Sunteți gata de lupta de seara? Să vedem. Vedere că cum vă este însăși inima, sufletul. Boie, vai. Dacă nu ne gândim că sau începul va fi numai 12 minute, tot e ok. Dar chiar și fiind 12 minute, noi credem că noi ne vom organiza foarte bine. Deci ne vom calcula toate mișcările până la ultima secundă. Spuneți-mi dintre România. Da, București și Londra. Ați simțit ceva, vreo diferență, măcar că sunteți în primele ore de dimineață, ceva este ieri seara, v-ați preluat pe drumuri? Da, este diferența, este de prețuri. Am observat diferența ieri în taxi deodată. Să vedem dacă ne ajung bani de taxi. Oh, ne ajung, gata, să am mai găsit. Cât a costat ieri taxiul? De la aeroport până aici am plătit 120 de euro. Doamne ferește! Un salariu din Moldova. I love the blues. I can hear you. You want some blues? Sounds better, you know. I'm trying to give it. Well, the crazy little number called Little Girl, Little Girl. Dedicated to my family. Little girl. Tell me why you worry me.
is so wormy. Excuse me, we are Hare Krishna devotee. A free food for homeless, food distribution, very nice book, Srimad Bhagavatam. And it's very, it's speaking English. Hey, Christian. Yeah. So please can send donation for homeless, free food distribution. Spune că noi suntem cei care am vrea să ne doneze. Noi vrem să ne doneze. We need some donations because we don't have money even for some taxis to bring our instruments. We're musicians from Moldova and it's awful what prices are here for us. Very expensive city. Yeah, very expensive city. Okay. It's very beautiful. Thank but it's very expensive. Thank you very much. No you don't problem. Like these books? Yeah, we like these books. It's a Indian book, Srimad Bhagavatam. It's the Bible, Srimad Bhagavatam, Indian Bible. Very, very fantastic book. Very good book. Oh. Interesting. Really, really good book. Very good. But we don't have any money. If we win, the Jibok will buy this book. Thank you. No problem. Bye-bye. Have a good day. Thanks, everybody. Thanks to G-Bob. Thanks to Gibson for getting so many wicked people together. We've met so many cool people from different countries. It's been a crazy experience. My friend, there's a world between us. Come night or day, my friend, we were meant to be us. But life gets in the way, my friend, I'm thinking maybe it's not gonna happen. No, but my friend, you lead the way. And show every day when I say it is goodbye to all. You know, they're true to the core. Cheers. Whoa, the musical is prequel. All right. Which band? Millennium. Submarin e mai mare, e mai mare. Ei, spui tu mie, că n-am cântat acolo. Distanța de la scenă și până aici, de la scenă și până acolo. Scena asta, scena asta de două ori mai mică, ca care? Pentru public, e asta. La Yellow. La Yellow, da. E de două ori mai mică. Care scenă? Nu e ca sala asta unde noi. Scena corect, dar sala cum acolo e. Da, dar mai multă lume în cap aici. Dar nu mă interesează, mine mă interesează sound-ul. Câte lume în cap aici, cât beau, asta e foarte greu. Sau un cecot trebuie să fie din momentul când se conectează trupa, nu din momentul cablării. Iată când cântă. Când s-a conectat trupa și când începe să cânte, se pune 12 minute, dar așa se... Deci noi n-am reușit să cântăm nici 4 minute. Să nu iei, să iei medalul. Eu despre asta și-a vorbit, că nu poate să o fac. Mă duc eu să o fac acum. We really have to, we have to be quick, unless... Minute am cântat, dar asta nu-i sound check, nu-i bine. No, no. We can't do more music. Yeah. Sorry, we can't. It's just important. 20 minute, 20 minute, nu-i problema noastră, deci eu conectat 20 minute. Noi am început să cântăm noi singuri minute, eu înțeleg sound check-ul când se dă 12 minute de cântare, dar nu 12 minute de conectare. Eu înțeleg sound check-ul când se pornește cântarea, dar nu când se conectează. Organizarea lor superbă din Anglia. Dar nu te...
Ce-ați lucru, domnul? Cum vreți să sunați? Gata, gata. Dar nu sună, știu. Dar cum sună? Nu e bine organizare. Do you need a hand? No, thank you. Cele mai vestite și cele mai frumoase locuri în Marea Britanie. Asta este Ștefan cel Mare nostru. Doar este Anglia. Și zapar? Poate eu? Da, da. Ceas. Oh, și ale Big Ben? Da, Big Ben. Sure. We must go at Denmark Street. Soare aștept, soare.
A fost o zi importantă pentru toți. Ne-am simțit bine pe scenă. Am avut multă energie și cred că am arătat tuturor că suntem plini de energie în scenă și am făcut totul ce era posibil ca să demonstrăm să cântăm bine. Asta ne-a dat foarte multă energie. Concursul meu, în general, a fost foarte interesant, a fost palpitant, fiindcă, la urma urmei, suntem în Londra. Am fost la concursul din Londra și, în plus, la toate, e Astoria, unde au mai cântat foarte, foarte mulți faimoși artiști. De ziua de ieri pot să spun că a fost o zi interesantă, cu multă informație nouă și am făcut cunoștință cu mulți prieteni și ce ține de noi, am făcut tot posibilul. Asta. The band Millennium from Moldova just wants to say hello Astoria! And we hope that you are really going to enjoy this evening with our next song called Be Mine. Am simțit că facem ceea ce nouă ne place să facem, de fapt. Am făcut relații noi, am cunoscut oameni noi, niște oameni atât de primitori și atât de pozitivi. Și cum ne-am simțit noi chiar și în culise, cum ne-am simțit noi în scenă, datorită acestei atmosfere pe care au creat acești oameni, era super. One day you came in my life, you stole my body, my soul. My love was only for you, now you destroyed my feelings to you. Yeah, baby, you do save my life. Please be mine. Cursul de ieri a fost un eveniment foarte important pentru noi, că ne-a dat un impuls spre a fost ceva extraordinar. Suntem în Londra, pentru noi contează foarte mult și acest eveniment, că am ajuns aici, că am ajuns la acest concurs, la Astoria Club. A fost foarte impresionant de ceea ce am văzut, de ceea ce am auzit, de muzică, de stiluri. A fost super. Pentru noi e o practică foarte mare că am ajuns aici și ne mândrim cu acest fapt și sperăm, nu știu, să fim apreciați până la urmă. My soul is always crying.
cry for me, Derek, stop for me, I won't take. Even though I will die, please be mine. Oh, cry, you are mine. Even though I lose my meaning, don't cry. Cry for me, Derek, stop for me, I won't take. Even though I will die. Amazing time with you. I love you all. God bless you. Thank you. California dreaming. It makes me so cold. Like I don't know my own mind and I've lost my accord. Where can I find words to say? And how'd you make me feel this way? California dreaming. We'll take it all away. You always try to reach out. Feel my sweetest dream. Direction, man, at home I've never been. Where can I find the words to say? Why'd you make me feel this way? California dreaming, we'll take it all away. Come on! You, it's all about you. It's all about you. You make me feel the results. Joint fifth. That's between Cody and Broken Hearted, Denmark and Canada.
Okay, you can take in the next fourth one. Place. All the way from Norway. Mexico. Mexico. Electric Co. Mexico, get up. Are you yes. ready? Far away. Long way away. Flair Odds from Japan. Come on, make some noise. Woo, woo. We are now up to second place. Oh. You want to take that one? You can take it. Are you ready? We're traveling into Europe. We're traveling to Spain. 16th Soleil Spread. Woo! And now, the winning band for tonight. Hang on, don't tell them the winning band yet. No, don't tell them the winning band yet. What are they going to win? They're going to win $100,000. What else? And a world tour. What else? You have some guitars behind here. Apparently we've got some Gibson guitars as well. Can we just say that the reason we voted for the first band, the winning band, is because we just figured that they were the most ready to go. I tend to agree with you on that one. There were some other really amazing bands and it was really difficult, but this band's ready to go. The band we chose, when they left the stage, everyone was fucking sweating. We thought that meant something, that they were a proper band. They spent a lot of time on their knees and they brought it to the audience. They didn't just and the audience responded to them as well, didn't they? They were in your face. Excellent. We were like, oh no, but yeah, they're the best. Okay. So who do you reckon it is? Who do you think will win? Norway? Who else? Who else? Number one. Yay. From the United States. Heavy Bojo! Folks, let me pull you close to this here. Close your mouth and open up your ear. Got a few words you need to hear. Even I breathe in the atmosphere. We're in the world where most folks do lie. Babies get high, but it's get fly. We in the world where your mama gon' cry. Living in the world where your folk really die. Like folk with these shoes, bang the desk. When your own home boys wanna cut your neck. Child got go over to hit the deck. Can't nobody guess when they might throw there. Who the bell toe, who the sunshine, who the wind blow for you a bus round. Tryna make a dollar with a nigga, let it down. Am și descărcat foarte multe bagaje, instrumente, dar chiar ne câștigând concursul am fost răsplătiți, răsplata noastră fiind recunoașterea publicului și chiar a concurenților noștri. Și chiar dacă juriul nu ne-a apreciat, nu știu de fapt care au fost impresiile lor despre noi, dar m-a bucurat mult că mulți concurenți au zis că noi trebuia să câștigăm și mulți concurenți ne-au felicitat pentru evoluarea noastră și au zis că suntem o echipă bine. The musicianship was good, they were very professional, and, it was lively, they looked like they were enjoying themselves. They're a good band. Ceea ce a fost în scenă din partea băieților mă bucură pe mine, pentru că până la urmă tot am realizat proiectul așa cum l-am văzut noi cu toți împreună și nu am șterbit ceva din el. I thought the girl violinist was
was eye-catching and good to watch. Costumele au rămas să fie costume așa cum e și în stilul formației Millennium, coafați frumoși, gata pentru în orice eveniment a apărea în fața camerelor. You know, Millennium, they were great. I think people thought they were good musicians. They looked good. Ceea ce a fost mai deosebit la ceilalți, au fost și interesante trupe, mă refer și la vestimentație, dar cum au fost băieții din Moldova, este la început parcă era o frică ca să nu ne consideră cioară albă pentru cei care au evoluat. I think the general opinion by the judges about Millennium was that they were a bit cabaret, you know, more suited for cabaret clubs, say, than a live rock stage. You know what? I can't say thank you enough. We've been here 3 days. For some of us in the band, it's our first time to London, it's our first time to Europe. Everybody has treated us absolutely amazing. I want to say thank you to Global Battle, the bands, for giving us the opportunity, bringing us over here. I want to say thank you to all the other bands for just letting us bless the stage with them. We're honored to play with you and to share this experience with you. I want to thank the fans for enjoying the music and jumping up and down, because that's what it's about at the end of the day, the music. Hello, love. So you're back. Well, before you talk, I wrote a song for you, and it goes like this. It's been a long time, I shouldn't have left you. It was really kind of hard to forget you, but it really wasn't hard for you to forget me. Yeah. Oh, I'm a woman. I really wanted you. I couldn't think of nobody else but you. Love and I was over, you was gonna stick to me. Yeah, just go. I really don't want you to stay out now. Turn around and walk away. Heavy Mojo worldwide. It's not official. It's not a question no more. The pre-emptive strike for the world takeover just happened. Boom! You understand? How does that feel to be revealed as balls call loose trolls, drop trolls? Just plain blow. Just plain wrong. Can you relate? Singing the same song for too long. I'll be glad to see you go. Please believe it when you leave me. Life goes on. We're up and on, up and on. It's so on. We come from broken homes to dig and ghetto pumps to roam aimless. I say prayers to the hood famous. Twisted. The love train I'm missing. Soul training. Cause it was instant and on no chrome. Gold candy painting. Cash money. That's the American dream. I don't need it, so you can just it. Let's go. Oh my God, America, we did it. Yeah. Oh man, it's so overwhelming. I gotta call my mom, man. I can't. Can I use your phone? I'll pay you, Jack. I'll pay you. Yeah. I owe you. Ain't trying to hear the word, just say, yeah. Just go, 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 go. Hey, mom. We won the.